Muzeul căruia îi coordonați treburile astăzi organizează un interesant vernisaj. E extraordinar ce se întâmplă pe Simeze. Oferiți-ne câteva amănunte despre această expoziție. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua publicului care ne ascultă la Radio Iași. Este o expoziție care este găzduită de Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu, o expoziție propusă de regizorul și artistul fotograf Dan Mihalcea, intitulată Cum respiră pământul. Expoziția aduce în atenție vulcanii noroioși de la Pâclele Mici din județul Buzău, o zonă cu reprezentativitate geomorfologică. Acolo se găsesc și trovanții, o altă zonă spectaculară. Trovanții sunt nisipuri cimentate sau gresii care formează o structură deosebit de fascinată. Apar forme deosebite, de aceea ei sunt asociați cu babele de la Bucegi și, la fel, vulcanii noroioși este o zonă protejată deja din 1924. Este o zonă în care se găsesc acești vulcani care se formează prin erupția unor gaze naturale de la adâncimi destul de mari care trec prin straturi argiloase și împreună cu apa freatică formează acești vulcani cu conuri care nu sunt foarte mari și care sub acțiunea continuă a gazelor formează niște peisaje care prin factorii atmosferici sunt deosebit de fascinante pentru publicul care vizitează această zonă. Așadar, este o expoziție pe care Dan Mihalcea ne-o propune, o expoziție în care autorul lucrează foarte mult cu lumina, nu pe saturație, ci pe vibrația luminii. Este o expoziție care merită să fie văzută, dat fiind că Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu este cel care conservă și piese de istoria fotografiei. Să nu uităm că, în general, fotografia înseamnă știință, înseamnă concept, înseamnă tehnică și, nu în ultimul rând, artă. A reușit artistul să surprindă în aceste fotografii tot ce a spus dumneavoastră în cuvinte, adineauri. Nu e ușor. Nu a avut o misiune ușoară. Nu este ușor. Tocmai am vorbit cu dumnealui și mi-a spus că a vizitat de vreo 4 ori Pâclele Mici de la Buzău ca să surprindă momentele în care acești vulcani sunt cei mai predispuși la o fotografiere artistică. Deci, sigur, fotografiile respective s-au prelucrat, s-a folosit o anumită tehnică, s-a folosit o anumită lumină și atunci ceea ce vedem astăzi pe Simeze puteți întâlni pe holul Muzeului Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu. De aceea invităm și publicul care trece pragul Palatului Culturii să vină la Muzeul Științei și Tehnicii și să vadă această expoziție care, zic eu, este spectaculară, este o expoziție care pune întrebări, o expoziție care ne trage într-un fel și un semnal de alarmă vis-a-vis de intervenția omului în armonia naturii și în păstrarea acestei armonii care este atât de benefică pentru lumea întreagă. Cu siguranță deja am stârnit interesul. Într-o altă încăpere a muzeului se poate auzi un radio. Suntem aici unde e promovată o pleiadă de personalități ale radioului. Las aici la dumneavoastră o portiță deschisă pentru o viitoare întâlnire să ne povestiți tot ce adăpostește acest frumos muzeu din incinta Palatului Culturii. Cu mare drag vă invit și vă introduc într-o poveste, zic eu, interesantă despre radio, despre aparate de radio, despre istoria radioului, despre computere și modalitățile în care acestea au fost valorificate de-a lungul timpului, despre tehnologie, tehnică și, în ultimul rând, chiar artă la unele dintre obiecte care le avem etalate. Artă, în special la radiouri, vorbim de prelucrare artistică a difuzoarelor, a carcaselor pentru radiouri. Multe sunt din perioada Art Nouveau. Aduce în atenție această artă care s-a folosit chiar și la instrumentele muzicale pe care o altă expoziție o adăpostește și o bine cunoașteți la noi la Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu.